Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astă seară, o seară de sărbătoare, o seară în care suntem alături de Rizvan Rusu. Bună seara, Rizvan, mulțumesc tare mult că ești cu noi, psiholog clinician, consilier de dezvoltare personală, life coach, business coach NLP, specialist în metafizică chineză, maestru reiki, astrolog și scriitor. <laughs> Sărut mâna bună. Așa poate să continue. Dar, da, spus, dar listele, astăzi, inutile. Așa. Important este ce putem aduce în beneficiul oamenilor. Ca, așa, cu titluri e simplu să ne îmbătăm. <gânt> Eu mă bucur că sunt din nou alături de tine și alături de minunatii, noștri <gânt> telespectatori. Este întotdeauna o plăcere și mai ales că suntem în ajunul sărbătoririi lunare, conform calendarului lunar al Anului Nou Chinezesc, care mâine, pe 10 iată, intră în vigoare în fiecare an. Știm bine că anul nou chinezesc este, să zicem așa, de două între ghiimele. Pe o dată astrologic, conform calendarului solar sau solilunar și această trecere am avut-o noi pe data de 4 februarie anul acesta, și a doua, care este trecerea festivă în anul nou chinezesc și care întotdeauna, în fiecare an, are loc în ziua în care este prima lună nouă învărsător din anul respectiv. Și iată că anul acesta este pe uh, 10 februarie, astfel încât mâine uh, e anul nou chinezesc. Da? Și uh, sunt o grămadă de lucruri pe care telespectatorii noștri ar fi frumos să le știe și să le facă, atât astăzi, în ajun de an nou, cât și mâine, uh, pentru că ele pot aduce uh, dram cu dram, pic cu pic, noroc, succes, prosperitate și pot ajuta să creeze o viață mult mai împlinită. Acum e de știut că, din punct de vedere al tradiției chinezești, uh, ei nu sărbătoresc doar ziua respectivă anului nou chinezesc, ci este o întreagă tradiție uh, prelungită pe mult mai multe zile după ce se sărbătorește anul nou chinezesc, zile în care, uh, conform tradiției lor, au diverse activități specifice. Au o zi în care se duc să viziteze mormintele strămoșilor, au o zi în care se duc să arunce gunoiul, au o zi în care se duc să facă nu știu ce. Deci fiecare zi are un anume rol. Dar pentru noi, pentru că până la urmă nu suntem nici în China și nu suntem nici chinezi, nu ne interesează atât de mult aceste, să spunem, obiceiuri, ci ne interesează trucurile energetice și spirituale pe care le putem aplica și noi, nefiind nativi de acolo în ajun de an nou și de anul nou. Pentru că astea sunt cele mai importante și sunt cele care ne fac să profităm într-un final de energia anului. Că știi cum vine treaba? Energia anului e cea care este. E foarte greu să faci o predicție personalizată chiar dacă ai harta unui anume persoane în fața ta. Pentru că fiecare persoană tinde să reacționeze diferit la diverse tipuri de energii. Gândește-te doar, ca exemplu, să spunem că mergi pe stradă și îți scrântești piciorul. Unul poate să înceapă să plângă pentru că s-a întâmplat această nenorocire. Altul poate să zică, ok, este o chestie total neplăcută, nu-mi convine, dar asta e viața și suportă mult mai stoic și trece mai departe. Întâmplarea este aceeași, reacția este diferită. Noi putem prezice ce energie vine peste om, peste țară, peste o populație, însă nu putem prezice care va fi reacția persoanei respective la energia care vine. Și din punctul ăsta de vedere, chinezii au luat uh, măsuri de precauție, astfel încât, în special în ajun de an nou chinezesc și în ziua de an nou chinezesc, să dea câteva mici directive care ne ajută nu numai în manifestarea succesului, dar modulând un picuț reacțiile noastre la tipologia energetică pe care o recepționăm, să producă o mai mare șansă sau probabilitate de manifestare a succesului. Pentru că acest an nou chinezesc, care puțină lume știe, este denumit de fapt festivalul primăverii la chinezi, reprezintă nu numai intrarea într-un nou an, ce reprezintă în primul rând fenomenul renașterii. Odată cu festivalul primăverii, odată cu anul nou chinezesc, ei consideră că natura revine la viață. Natura renaște, începe să crească energia de tip yang, yang Chiul, care aduce vitalitate, care aduce prosperitate, care aduce sănătate, care aduce voioșie și chef de viață. Și noi putem să ajutăm această energie, yang, și să o promovăm mult mai bine în viețile noastre, făcând anumite mici lucruri. Și aceste lucruri, de obicei, se pot clasifica în două categorii. Sunt cele tradiționale, de exemplu, ei au acest obicei chiar în această seară, în data de 9 anul acesta, în ajun, un obicei care se cheamă Nien fan este masa din ajunul anului nou și este similar cu masa pe care noi o avem înainte da. de anul nou. Este o oportunitate în care toată familia se adună la un loc, împărtășește tot ceea ce este mai frumos, nu se ceartă, nu se... Contrazic, nu există niciun fel de neînțelegeri, și prin această masă ei caută să se împace între ei, să-și aducă la un numitor comun punctele de vedere, opiniile, să dizolve neînțelegerile. Și asta este prima condiție spirituală, și recomand ca în această seară în special în intervalul orar 9-11 seara, să vă împăcați sau să vă cereți iertare fizic sau, de ce nu, chiar mental de la toate acele persoane cărora considerați că le-ați greșit. Și, de multe ori, pentru că nu ne dăm seama atunci când greșim, recomand poate să faceți chiar o mică rugăciune prin care să vă cereți iertare întregului Univers și tuturor persoanelor cărora le-ați greșit, chiar dacă nu știți de asemenea iertați pe cei care v-au greșit, cu sau fără voie și căutați să cultivați o stare de detașare față de uh, toate acele persoane care cumva v-au supărat sau v-au iritat. Și acesta este primul principiu pe care chinezii îl numesc, așa cum am spus nieniefan. și acest niefan este modul de a lăsa în urmă, ca să nu mai pătrundă în anul nou, energia discordiei. Este foarte important, conform tradiției chineze, ca în ajun de anul nou chinezesc și în ziua de anul nou chinezesc să fim uh, plini de pace să fim plini de armonie, să nu fim certați, să fim împăcați cu noi înșine și cu cei din jurul nostru, astfel încât să cultivăm pacea în anul care vine. Mai ales că, așa cum vorbeam și la ultima emisiune, am intrat și în perioada lui nouă, care este o perioadă de foc extrem de intens și care poate aduce la nivel global tot felul de probleme militare și atunci pic cu pic apare marea și fiecare dintre noi cultivând pacea reușim să atragem după sine pace în întreaga umanitate. Al doilea obicei pe care îl au chinezii de obicei în de în anul nou este ceea ce se cheamă Yasui-Chen soi Chen sunt banii norocoși pe care îi ai asupra ta, asta este un obicei pe care îl avem și noi, știi cum se spune, să ai bani în buzunar de anul nou E Obiceiul ăsta puțină lume știe că și are origine în zona chineză și Yasui Chen este modul prin care chinezii țin asupra lor bani, de obicei puși într-un plic roșu, da? acest plic roșu se cheamă Hong Pao și acest pompa pao, plicul roșu cu bănuți, se ține uh, asupra persoanei ca o ancoră care să-ți aducă aminte și să atragă în același timp uh, prosperitate. Pentru că ei consideră uh, legat de bani că e bine să asupra, uh, să ai asupra ta, dar să și oferi bani copiilor, nepoților sau oamenilor care sunt uh, dragi ție. Și banii ăștia se oferă de asemenea într-un pliculeț roșu. La fel, este o ancoră metaforică menită să atragă asupra noastră energia uh, prosperității. Un alt lucru care este foarte important în noaptea de ajun este curățenia corpului. Este un uh, obicei milenar la chinezi de a se spăla pe corp mult mai temeinic în noaptea de ajun decât de obicei. Ei chiar spun să te speli de două ori mai lung, de două ori mai bine. Și când te speli, să-ți imaginezi că te speli uh, de toate uh, energiile negative, de toate energiile stagnante, să te speli de tot ceea ce este uh, vechi. Și astfel să dai uh, loc noului, să dai loc energiei noi a anului să vină și să se instaleze în tine. Deci, ei transformă procesul de curățenie corporală din ajun într-un proces de purificare complexă, inclusiv energetică și spirituală. Și recomand uh, să faceți acest lucru. De asemenea, uh, la miezul nopții, chiar astăzi, se recomandă să priviți sau să aveți cumva în câmpul vizual energia focului. Ei au ceea ce se cheamă show sway. Show sway în prezent de obicei este un foc de artificii pe care îl fac și este destul de impresionant. Însă înainte să inventeze artificiile, obiceiul show sway în noaptea ajunului anului nou chinezesc consta în a o lumânare, a privi flacăra respectivă, a veghea flacăra respectivă, și ați pune dorințe în timp ce te uiți la acel foc. Sigur că puteți să faceți și dumneavoastră, dragi telespectatori, lucrul ăsta, puteți să aprindeți frumos o lumânărică, să o contemplați, să o vegheați, să vă uitați la flacăra uh, ei și în timp ce o contemplați să vă puneți tot felul de dorințe, pe care le puteți avea în legătură cu anul care urmează să vină. Acum la chinez lucrurile astea sunt un pic mai complexe. Bătrânii lor, de exemplu, aprind o lumânare și o urmăresc sau o contemplă, o veghează până când ea se stinge și în funcție de pâlpuirea flăcării și de cât durează, dacă cumva se stinge lumânarea mai repede sau mai știu eu cum, ei reușesc să facă tot felul de predicții referitoare la anul care vine. Și fix la 12 noaptea, în timp ce veghează ei își urează în mod constant, inclusiv în ziua de anul nou, acel Kuai Le, care înseamnă la mulți ani sau an nou fericit în, în chineza mandarină. Și a doua zi se duc frumos să vadă dansul leului, dansul dragonului, toate decorațiunile acelea roșii frumoase pe care ei le au și care sunt tradiționale, nu degeaba, ci pentru că. Acea culoare roșu este culoarea care aduce uh, în tradiția chineză cel mai mult noroc. Așa încât mâine, de anul nou chinezesc, chid că intrăm în anul dragonului de lemn, a cărei culoare am spus clar și înainte că este verdele, mâine totuși vă recomand să purtați culoarea uh, roșie. Ei și agață inclusiv în casele lor tot felul de decorațiuni, de noduri mistice, de culoare roșie, uh, și având în vedere că este anul dragonului, de obicei, noi punem pe aceste decorațiuni imagini cu anul anterior. Cumva mulțumim anului anterior că a trecut și întâmpinăm anul care urmează. De aceea, în anul dragonului, o să vedeți dacă o să vă uitați și la CCTV, de exemplu, la apostul chinezesc, că ei au decorațiuni roșii pe care sunt imagini cu iepuri. De ce sunt imagini cu iepuri? Păi, anul peste care tocmai noi am trecut. A fost anul iepurelui de lemn. La fel cum când o să trecem anul viitor în anul șarp, lui o să aibă decorațiuni roșii pe care o să fie imagine cu dragonul. De ce? Pentru că a trecut anul dragonului și prin chestia asta îi mulțumesc anului care tocmai a trecut pentru toate binecuvântările, îl lasă în urmă și uh, fac tot felul de invocări sau chiar putem să le numim rugăciuni, prin care cer uh, anului în care tocmai am intrat să le aducă prosperitate. Așa încât dacă aveți decorațiuni roșii și doriți să vă decorați casele, mașinile, dacă aveți o bluziță, o șosetă, un kilot orice ce vreți dumneavoastră de culoare roșie, se spune că este foarte benefic să le purtați pentru că aduce uh, noroc. De asemenea, mâine primul lucru pe care îl fac chinezii la trezire, după ce își acolo Xin Yan și toate urările lor tradiționale, ei aduc ceea ce se cheamă ofrande către strămoși în tradiția chineză se consideră că există câteva date specifice care uh, deschid porți către energia binefăcătoare și de sprijină a strămoșilor. Una dintre porțile cele mai importante, care chiar așa se numește poarta strămoșilor, se deschide în ziua de anul nou. Și de aceea, chinezii se duc de obicei uh, și duc ofrande, în special de lumină, de alimente, de tot felul de decorațiuni, la uh, mormintele celor dragi, sau, dacă nu se duc, pur și simplu uh, la masă. Uh, uh, își aduc aminte de strămoșilor, de bunica, de străbunica, de bunicu, de cutărescu și invită energia strămoșilor să fie acolo, să fie prezentă, să primească sprijin de la strămoșilor uh, și în timp ăsta de obicei să uită la televiziunea națională, la CCTV, unde în fiecare an este acea uh, gală de anul nou. Este unul dintre show-urile chinezești cele mai așteptate și cele mai de succes, care începe încă o seară înainte, cu seara de ajun și continuă mult în ziua de anul nou, care se numește Gala Anului Nou. Și în această gală sunt invitați cei mai mari și cunoscuți cântăreți de-ai lor, poeți, scriitori, mai nou pentru că s-au răspândit foarte mult curentele astea de muzică coreană, K-pop, invită tot felul de trupe și formații din K-pop, totul este o veselie Totul este o bucurie, și ei nu fac degeaba asta doar pentru a fi o emisiune de divertisment, ci pentru că se spune că anul nou chinezesc este menit să vină întotdeauna și se instalează întotdeauna în casele și în inimile și în sufletele celor care simt bucurie. Pentru că mâine, dragii mei, de anul nou chinezesc, nu avem voie să ne întristăm. Nu avem voie să ne supărăm, nu avem voie să ne enervăm. Orice am face, este bine să simțim cea mai mare bucurie, este bine să simțim cea mai mare fericire, cea mai mare recunoștință și să manifestăm gratitudine pentru toate lucrurile bune. Dacă credeți că vă ajută gala chinezească de pe CCTV, go ahead, uitați-vă la ea. Dacă nu, uitați-vă la ce vreți voi, faceți ce vreți voi atât timp cât știți că Ajută. Da? Deci nu citim cărți dramatice, nu ne uităm la filme de groază, nu ne încontrăm cu rudele sau cu prietenii, ci facem tot ce se poate ca să rămânem armonioși și să ne păstrăm pe toată durata zilei intenția de a recepționa cele mai bune vibrații și energii ale Anului Dragonului de lemn. Și tot mâine există tradiția cadourilor și a hainelor noi. Asta se cheamă Kong Kong cu Hua este, să spunem așa, tradiția lor prin care în prima zi a anului este bine să se îmbrace cu cel puțin un articol de îmbrăcăminte nou sau un articol de îmbrăcăminte pe care l-au primit cadou în anul trecut. Indiferent de ce este, poate să fie șosete, poate să fie o mănușă, poate să fie un fular, o geacă, o haină, o bluză, nu contează. Această energie a noului sau a cadoului primit este cea care spune, se spune că deschide uh, poarta prosperității sau poarta destinului, care se cheamă Mingman și crește astfel longevitatea întărind energia uh, și esența rinichilor. Astea sunt doar câteva dintre tradiții. Există de cu siguranță. Le avem și noi, unele dintre da, ele. Da, sunt foarte multe pe care le avem, dar care, din păcate, în ultima vreme au trecut prea mult în, în linia de strict doar tradiție și sunt considerate a fi așa o chestie care. Mă rog, nu este foarte mult luată în seamă. Există multe variații regionale ale tradițiilor lor. Există uh, multe episoade în istoria Chinei în care au apărut politic tot felul de tradiții. Dar cele pe care le-am menționat sunt cumva universale pentru toată regiunea Chinei și sunt bazate pe cunoașterea taoistă a, a Inului și a Yangului, a mișcării celor cinci elemente și atât de ușor de implementat încât nu văd de ce nu le-am nu le-am face, da? pur și simplu. De ce fac ei chestia asta? Pentru că chinezii consideră că anul nou nu este pur și simplu o sărbătoare în care, știu mergem la discotecă, bem, ne îmbătăm, mâncăm o tonă și ne culcăm fericiți că am sărbătorit. Pentru ei, anul nou este un moment sacru. Și acest moment sacru întâmpină pe fiecare dintre noi cu energie nouă. Această energie nouă nu zice nicăieri că trebuie să fie bună. Cumva, noi este bine să ne implicăm în mod direct și să facem ca energia anului nou să fie una bună. Și asta o facem aplicând aceste mici trucuri despre care v-am povestit. Și mai sunt câteva pe care o să vi le zic imediat, dar care sunt un pic mai specializate și un pic mai complexe. Am început să zic așa cu nivelul cel mai de suprafață, acea foiță de ceapă pe care toți chinezii o știu și mulți dintre ei o aplică. Însă, dincolo de. Aceste trucuri, dacă ar fi să vorbiți cu oameni mai în vârstă din teritoriul Chinei, ați vedea că mai există încă un nivel. Și acest nivel presupune să facem trei lucruri. Aceste trei lucruri se fac în ziua de an nou chinezesc. Primul dintre lucruri, care este foarte important, este ca la răsăritul soarelui să stăm cu fața către est, cu fața către răsărit, uitându-ne cumva în exterior, și să facem ceea ce se cheamă invitația soarelui. Invitația soarelui presupune în ca noi să ne imaginăm cum energia soarelui, energia luminii de afară, ne inundă întreaga ființă și pătrunde cu fiecare inspirație prin toți porii pielii noastre în interior și ne umple cu prosperitate, cu bogăție, cu creativitate și cu succes în tot ceea ce ține de carieră. Acest torsăr pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi redescoper capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Al doilea truc strâng legat se face seara, tot în ziua de anul nou, dar seara, uitându-ne la lună, nu contează pe ce direcție sau pe ce punct cardinal, pur și simplu ne uităm la lună și facem ceea ce se cheamă aspirarea lunii. Ne imaginăm, analog cu tehnica anterioară, că inspirăm și prin fiecare por al pielii noastre lăsăm energia lunii să pătrundă în tot corpul nostru și avem intenția să ne umple cu ce? De data asta cu sănătate, cu iubire și cu relații de calitate. Deci soarele se referă la energia Yang, se referă la bani, la prosperitate, la carieră, la succes, la creativitate, iar luna se referă la energia Yin, care are de a face cu sănătatea, cu armonia, cu relațiile și cu iubirea. Și astfel, aceste două tehnici, aspirarea soarelui și aspirarea lunii, devin complementare și se spune că în ziua de anul nou, energia soarelui, aspirată dimineața, și energia lunii, aspirată seara, se amestecă între ele în interiorul corpului nostru și generează. Energia celor 10.000 de binecuvântări. Și această energie a celor 10.000 de binecuvântări e cea care pune baza celei de-a treia tehnici pe care o folosesc străbunii chinezi și care se face întotdeauna după masa principală a zilei, deci după masa de prânz, să spunem așa. Și după masa de prânz e bine să stați cu fața către Est și să vă imaginați cum energia fiecare stele din carul mare e o venerație deosebită față de constelații, în special față de constelația carului mare, care se consideră originea istorică a celor 9 stele pe care le folosim în Feng Shui, de exemplu. Da Și vă imaginați, frumos, stând cu fața spre sud, că energia tuturor celor 9 stele din carul mare vine către dumneavoastră și o absorbiți în toți porii pielii, energia asta pătrunde în interiorul corpului, strălucește auriu strălucitor în toate direcțiile și aveți intenția de a absorbi și de a atrage toate binecuvântările și toate formele de noroc ale cerului pe care vi le poate oferi anul care tocmai a început. Ei denumesc asta binecuvântarea energia celor 10.000 de binecuvântări. Aceste 10.000 de binecuvântări, evident, sunt o denumire metaforică uh, pentru diverse forme de noroc, diverse forme de uh, succes pe care le putem manifesta. Și astea, trei mici tehnici pe care, în general, tinerii din China nu prea le mai uh, practică decât poate cei crescuți în familii foarte tradiționale, sunt practicate negreșit de către bătrânii uh, satelor, bătrânii din orașe și așa mai departe. Și, în mod evident, se observă. Originea lor taoistă, originea lor din practicile, practicile de qigong, de exemplu de cultivare interioară a ciului, a energiei și evident că au legătură cu cultivarea energiei celeste. Gândiți-vă că ne referim la soare, ne referim la lună, ne referim la stele, deci vorbim despre energia celestă. De ce ne focalizăm pe energia celestă și nu ne focalizăm de anul nou pe energia telurică? pentru că oricum trăim pe pământ, iar binecuvântările vieții pe pământ se spune că sunt date de cer. Se spune, de exemplu, în scriptura de aur a celor caractere, Tsiping, marele astrolog chinez, spune așa, cele 10.000 de binecuvântări celeste își au originea în cer, iar pe pământ sunt cele 10.000 de moduri de a te bucura de aceste binecuvântări. Așa încât, dacă primești aceste binecuvântări, aspirând energia soarelui, a lunii și a stelelor din carul mare, tu pe pământ te poți bucura de ele mult mai ușor. Ceea ce este interesant este că, după părerea mea, având tendința aici să contrazic anumite alte păreri ale unor maeștri internaționali, aceste trei tehnici se pot aplica și în restul anului. Dar, într-adevăr, cu efecte mult mai mici decât dacă le aplicăm mâine, de anul nou chinezesc. Și ăsta e un al doilea nivel de trucuri pe care îl putem aplica de anul nou. Și mai avem un al treilea nivel, care este nivelul, hai să spunem așa, aplicativ al Feng Shui, și care întotdeauna va fi diferențiat de la an la an. În fiecare an, acest al treilea nivel va fi diferit. Adică, dacă aceste prime două nivele despre care am vorbit și aceste trucuri se pot aplica la fel, repetitiv, de la an la an, acest al treilea nivel va fi diferit în fiecare an. Și se referă, evident, dacă este diferit, la stelele zburătoare care vin și populează fiecare dintre sectoarele casei noastre în anul în care tocmai am intrat. Și așa cum știm, în anul Dragonului de Lemn, avem în centru Steaua 3, avem evident după aceea în nord-vest Steaua 6, în vest Steaua 7, în nord-est Steaua 6, în sud Steaua 7, apoi, pardon, în vest Steaua 5, în nord-est Steaua 6, în sud Steaua 7 și așa mai departe. Și în fiecare din aceste sectoare, mâine se aplică anumite Reguli pe care noi e bine să le luăm în seamă ca să avem succes. Și aceste reguli formează ceea ce se cheamă canonul traseului imperial. Canonul traseului imperial îl provine din tron obicei pe care împărații din dinastiile veche ale Chinei îl aveau și care de fiecare dată când se serba anul nou chinezesc, ei se ridicau de pe tronul lor, tronul lor aflându-se întotdeauna în centrul, palatului și dacă o să mergeți în China să vizitați tot felul de palate, o să vedeți că tronul imperial este în centrul palatului și simbolic noi vom folosi centrul casei și împăratul urma un traseu specific. Acest traseu specific pe care îl urma era și este Similar cu zborul stelelor zburătoare din Feng Shui. Adică întâi se ducea împăratul în nord-vest, după aia se ducea în vest, după aia se ducea în nord-est, după aia se ducea în sud, după aia se ducea uh, în continuare pe tot traseul. Și mâine, uh, indiferent de oră, dar este bine să faceți chestia asta cât mai devreme în zi și preferabil pe stomacul gol, împăratul făcea chestia asta la răsărit sau ușor înainte de răsăritul soarelui, E bine să vă duceți în centrul casei voastre, acolo unde iată acum avem steaua 3 și să faceți o mică invocare, o mică rugăciune mentală prin care să rugați toți îngerașii, că na, până la urmă ne adaptăm la noțiunile un pic mai creștine în care suntem crescuți aici, toți și da? toți zeii, toți dumnezeii în care credeți dumneavoastră, îi rugați să anihileze și să anuleze energia conflictelor pentru voi și pentru familia voastră și pentru cei dragi vouă, pentru durata întregului an. Și se aduce ca ofrandă, întotdeauna în centrul casei, un obiect de culoare roșie. Pe vremuri, în traseul acesta imperial, împăratul aprindea o făclie care datorită compoziției chimice pe care o avea acolo zeama aia pe care o pregăteau Ei avea flacără roșie Puteți să aprindeți o lumânare roșie Sau puteți să puneți un mic obiect roșu Puteți să puneți o floare de culoare roșie Mâine în centrul casei După ce ați făcut chestia asta Vă deplasați către nord-vestul casei voastre În nord-vestul casei voastre Iată în anul dragonului avem uh, steaua 4 Steaua 4 care este academică prin excelență se ocupă și de partea de iubire și relații, este o stea de tip floare de piersică. Și aici veți face o mică invocare sau rugăciune personală către toți acei îngerași specializați ai succesului în învățătură, ai succesului academic, ai succesului amoros și pur și simplu vă rugați pentru tot ceea ce doriți să vi se întâmple vouă bine în plan academic și în plan amoros. Și trebuie să aduceți și aici o ofrandă, și de obicei ofranda care se aduce uh, în această zonă este fie un uh, efigiu al succesului vostru academic, adică puteți, de exemplu, să vă puneți o diplomă, puteți să vă puneți. O carte scrisă de voi sau orice care pentru dumneavoastră înseamnă succes academic, iar dacă doriți inclusiv partea de dragoste sau de armonie, de obicei se folosește un mic bambus sau o mică bucată de plantă verde în această zonă. Apoi, din nord-vest, vă veți deplasa în vestul casei. În vestul casei, anul acesta avem temutul 5 galben, avem steaua 5, steaua dezastrelor. Și această stea aduce de obicei multă frică, mai multă decât este cazul să simțim. Și în vest facem din nou o mică rugăciune către toți îngerii să ne ferească de catastrofe, să ne ferească de probleme, să ne ferească de nenorociri, să ne ferească de orice fel de dezastre și aducem ca și Uh, ofrandă, să spunem așa, că astea nu sunt propriu zis remedii, ci sunt ofrande, uh, Aducem ca ofrandă un obiect metalic. De obicei, în mod tradițional, se aduceau câteva uh, monede metalice. noi dumneavoastră puteți să aduceți orice fel de obiect care este făcut din metal. După ce ați terminat cu vestul casei, vă deplasați frumos către nord-estul casei, acolo unde avem steaua 6 în acest an. Și faceți o uh, rugăciune sau invocare pentru cariera voastră și succesul vostru în carieră și tot ceea ce ține de uh, mediu social, de expunerea voastră, de uh, faima voastră, de succesul vostru, de jobul vostru, de promovarea la locul de muncă și așa mai departe. Și aici aduceți ca și ofrandă uh, cel mai bine o o frandă de pământ, o bucată de cristal, de exemplu, este foarte bună, sau, și aici puteți să aduceți un obiect metalic. Se spune că entitățile care coordonează acest sector al carierei sunt avide după cristale și metal. După ce ați terminat în sectorul nordestic, foarte frumos. Vă deplasați în continuare în sectorul sudic. Acolo unde anul acesta avem Steaua 7, și care știm bine pe scurt că are de obicei funcții un pic mai neplăcute. Care au legătură cu poții, cu furtul, cu pierderile, cu incendiile, și facem o rugăciune personală sau o invocare astfel încât cerul să ne păzească și să ne protejeze împotriva oricăror tipuri de furt, oricăror tipuri de pierderi, să ne protejeze de dezastre naturale, de incendii, de cutremure și de toate lucrurile astea naturale care pot merge rău, și aducem ca ofrandă o ofrandă de apă. Poate fi un vas cu apă, poate fi un vas cu apă, cu flori, poate fi pur și simplu o fântânică, dacă vreți să vă complicați existența mâine, dar este suficient să aduceți un vas un așa cu apă, ca și o frantă. După ce ați terminat în sud, vă duceți în sectorul de nord al casei, unde anul acesta avem Steaua 8, care așa cum v-am mai povestit eu în trecut, odată ce am intrat în perioada nouă, nu mai este steaua principală a prosperității. Din păcate, nu mai este. Nu mai are aceeași putere. Stelele care sunt puternice în această perioadă sunt 9 și 1, ele sunt cele mai puternice. Steaua 8 este în scădere. Dar și aici, mai ales că suntem la început de perioada nouă, se face o invocare sau o rugăciune, propriile cuvinte, pentru tot ceea ce ține de rezolvarea problemelor trecutului, de eliberarea de suferințele din trecut și de consecințele negative ale trecutului. Și se aduce ca și ofrandă, de obicei ofrandă de pământ sub forma unui cristal. După ce am terminat și în nord, ne deplasăm frumos în sud-vest, în sud-vest, unde anul acesta apropo este cel mai important sector din punct de vedere financiar, pentru că avem steaua uh, primară a perioadei, care ne aduce evident succes și prosperitate și bani și anume steaua nouă. Și în acest sector sudvestic facem o invocare sau o rugăciune personală pentru bani, pentru prosperitate, pentru succes financiar și material, și aducem ca și uh, ofrandă, de obicei, ofrandă dinamică de apă, adică apă, dar această apă să fie în mișcare. ca să fie o fântânică, de exemplu. Uh, nu apă statică, deci aici nu merge să aducem un bol cu apă sau o vază cu flori okay? După ce am terminat și în sud-vest, ne deplasăm în est, unde întâlnim anul acesta steaua 1 și ea o stea cu valențe puternic financiare Dar de obicei se referă la banii viitori, la investiții, la remunerări din afaceri este una dintre cele mai puternice stele și energii pentru oamenii de afaceri, pentru investiții. Și aici facem o rugăciune personală în care invocăm uh, și rugăm îngerii să ne dea uh, darul cunoașterii, al uh, prosperității, al independenței financiare. Și aducem și aici uh, un remediu, care remediu este recomandat a fi sau o ofrandă tot apă dinamică. Apoi ne ducem în sud-est, unde anul acesta avem steaua 2, steaua bolilor, care deși devine în termen anul ăsta, încă nu ne jucăm cu ea, încă poate să aducă boli. Și atunci, în sud-est, o să facem o rugăciune pentru ce? Pentru sănătate, pentru vindecare a noastră și a celor dragi noi și a tuturor celor care locuiesc în acea casă, și aducem ca și ofrandă un obiect metalic. În mod tradițional, se aducea un ulu făcut din metal, dar nu mai este obligatoriu să faceți asta. Orice formă de obiect metalic este acceptată. După care ne întoarcem de unde am plecat, în centrul casei, și întorcându-ne în centru casei. Este obligatoriu ca la finalul acestui mic ritual, acestei mici peregrinări prin propriul nostru castel, spun așa, să facem o rugăciune, să, pentru mulțumire, pentru manifestarea gratitudinii. Mulțumim în primul rând are trei laturi această rugăciune. Mulțumim în primul rând a anului care tocmai a trecut pentru toate binecuvântările pe care ni le-a adus, pentru toate lecțiile pe care le-am învățat. Apoi, mulțumim pentru toate binecuvântările pe care ni le-au adus nobilii vieții noastre, adică oamenii de ajutor din viața noastră, care ne-au susținut, ne-au sprijinit sau, de multe ori, ne-au suportat cu toate toanele noastre. Și a treia fațetă a acestei gratitudini este să mulțumiți pentru binecuvântările de toate felurile viitoare, ca și cum ele s-au întâmplat deja mulțumiți pentru că sunteți deja prosperi, sunteți deja plini de succes, sunteți deja plini de sănătate și vitalitate, sunteți deja implicați în relații de calitate și pline de iubire și nu lăsați mintea rațională uneori să vină și să zică, bă, dar stai că eu încă n-am pe cineva, încă eu n-am o relație, dar încă eu n-am ajuns să am faima pe care mi-o doresc. Nu contează, mulțumiți ca și cum aveți deja. Și, la final, mai trebuie să oferiți o ultimă ofrandă, care se numește ofranda imperială. Și, în mod tradițional, această ofrandă imperială este ceea ce se numea tortul lunii, în engleză se cheamă mooncake, dar nu o să stau să vă învăț acum cum se face un moon cake din simplu motiv că habar n-am. Uh, și nici nu trebuie să luați neapărat cake dar această ofrandă este una uh, alimentară. Și nu o să stați să o lăsați în centru casei, ci de obicei uh, se uh, cumpără ceva, un aliment. O ofrandă dulce! O ofrandă dulce și se dă cuiva. Nu trebuie neapărat să dați cerșetorilor pe stradă, ci pur și simplu uh, puteți să dați, eu știu, unui vecin, unei persoane care e pe la voi în vizită. Da? Deci dați ceva. Dacă n-aveți cui să dați, această ofrandă alimentară, pur și simplu o mâncați voi, stând în centrul casei. Și această mică peregrinare prin sectoarele casei noastre, indiferent cât e de mică sau cât este de mare, Aduce după sine o dinamizare a ciului, a energiei din casele astea, yes. astfel încât ele să fie uh, activate, fiecare sector din casele noastre să fie activat și să aducă după sine uh, cele mai bune oportunități din toate punctele de vedere. Asta este al treilea nivel de trucuri. V-am dat toate cele trei niveluri în speranța că telespectatorii înțeleg că al treilea nivel e cel mai puternic și prefer să, dacă n-au poate timpul să le facă pe toate, aș prefera să-l facă pe al treilea decât să-l sacrifice pe acesta pentru primele două. Primul nivel e nivelul tradițional, care funcționează în primul rând pentru că este un egregor uh, al chinezilor de atâtea mii de ani care aplică aceste trucuri. Al doilea este un uh, nivel funcțional care merge pe energie, iată, ca și cum cultivarea energiei soarelui, a lunii, a stelelor, și evident că ne asistă în longevitate și în vitalitate. Iar al treilea nivel este cel mai puternic pentru că cumva concentrează toată chestia asta doar și strict pentru ce ne aduce anul curent, anul chinezesc în care am intrat, anul dragonului de lemn, și produce cele mai uh, fantastice rezultate care se pot vedea și observa extrem de rapid. În casele noastre De menționat e că dacă într-o casă Locuiesc mai mulți oameni Nu trebuie să facă toți Acest peregrinaj Este suficient să facă unul De obicei capul casei Sau persoana care câștigă Cei mai mulți bani din casa respectivă da? Și îi va afecta În mod pozitiv cu siguranță Pe toți cei care locuiesc în casă Așa încât Drăguții mei, iată că Având trucurile astea vă urez așa în uh, premieră, un pic înainte, Sing Yan adică la mulți ani sau an nou fericit pe, pe chineză și sper ca toți telespectatorii să aplice aceste trucuri și cu siguranță vor observa că vor avea un an mult mai binecuvântat decât anul în care a trecut. În Special, repetând, că dacă am intrat în perioada nouă, care e o perioadă destul de activă și provocatoare, trucurile astea nu mai sunt cu poate le fac, poate nu le fac, ci e chiar bine să le faceți. That's it. Asta este pachetul de mici trucuri pentru anul nou chinezesc. Da, e foarte interesant și până la urmă bă, și plăcut de pus în aplicare, că nu e nimic greu. Nu, și absolut nu. Că... Este. Avem timp să le facem, pentru că este exact timpul lor. Rizvan, trebuie să te întreb câteva cuvinte să ne spui despre această perioadă nouă. Oamenii se, se sperie de multiplicarea lui nouă, pentru că tocmai vorbeam înainte de emisiune, că s-a am ascultat câteva emisiuni legate de această multiplicare a lui Nouă, care pică în, în sectorul de sud-vest, da, ca și stele, și am auzit că trebuie neapărat acest an să avem tablouri cu foarte multe păsări, cu păsări, păsări, păsărea Phoenix este reprezentanta într-un fel a lui Nouă și Aici explicau, uh, cum să spun, renașterea din uh, cenușă. Vreau să ne spun și apoi, și apoi, în întrebare spun din cele care s-au tot repetat, ce facem cu optul? Pentru că din cei care, uh, cum să spun, și-au achiziționat tot felul de remedii, foarte mulți au optul acela care. A ținut o perioadă. Ce facem cu el? Îl aruncăm sau îl punem în sectorul? Îți, îți place să mă provoci așa? Da, și trebuie, trebuie. Place, da. uh, okay. uh, legat de Steaua Nouă și de multiplicare și de tablouri cu Phoenix, Copor și mai știu eu ce, uh, în fiecare cultură există tradiții și există imagini specifice. Uh, dacă uh, ține minte cel mai important principiu din Feng Shui și anume că fong shui trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă așa cum iese. Dacă vine un consultant de fong shui la tine acasă uh, și îți face, mă rog, analiza acolo și nu-ți place ce a ieșit, nu te simți bine, trebuie să-i spui acest lucru, da? Pentru că, în primul rând, dincolo de corectitudinea calculelor și așa mai departe, fong shui trebuie să-ți dea un vibe bun. Multă lume și, din păcate, uh, culmea, știi, am, am colegi în, în țară pe care eu, eu îi stimez foarte mult din școli diferite față de mine. Ei nu mă suportă. Și este dreptul lor, n-am niciun fel de problemă. Dar eu îi stimez și iubesc, pentru că îi cunosc de ani și ani de zile și sunt unii din cei mai buni. Dar ajung, asta cred că blesteme, știi, ajung să le dau dreptate pentru că au, au apărut pe firmament, să zic așa, tot felul de specialiști mm -hmm. în, în feng Shui care n-au nicio treabă cu fengșoie și n-au -au niciun fel de studii. Da? Și care vorbesc toate bălăriile posibile din, din universul ăsta Și odată o să-mi permit să spun asta și știu, repet Și nu cred că o să se uită la emisiune, dar nu contează Eu cunosc niște oameni care sunt unii din cei mai buni pe Feng Shui Și care știu că nu m-au la suflet, dar eu o iubesc foarte mult bă. bă, ați avut dreptate dacă vă, vă uitați Și ideea e că poate ar trebui la un moment dat noi ăștia care suntem mai băbăciuni, mai vechi, așa, să ne iertăm, să ne împăcăm, să ne unim, pentru că numai așa putem face ca în țara asta chiar să se promoveze adevărata artă exact. metafizica chineză care se cheamă Feng Shui. Pentru că să văd pe la diverse podcasturi și pe la diverse emisiuni tot felul de aberații care se promovează de către tot felul de tinerei de noi care n-au nicio treabă și nu că n-au o școală, nu stau să-i judec eu că au școală sau nu, bă, dar măcar citește ceva de pe net, interesează-te și vezi, nu doar vorbește așa în gol. Legat de asta, asta cu păsările, că okay, este o tradiție, dacă simțiți că vă place, că de acolo am pornit, puteți să aveți tablouri cu păsări în, în sud-vest, nu e niciun fel de problemă. Steaua nouă și implicit multiplicare este una uh, benefică și de bun augur pentru perioada în care intrăm. Pentru că noi nu trebuie să confundăm anumite concepte. Noi nu trebuie să confundăm steaua nouă cu perioada lui nouă. Perioada lui nouă se referă la o gradație în timp a erelor energetice conform metafizicii chineze, iar Steaua nouă se referă la un corp de energie care în fiecare an își schimbă sectorul, își schimbă poziția și aduce după sine anumite lucruri. Deci, Sula cu Prefectura nu prea sunt conectate în cazul ăsta. Deci, nu avem uh, o relație neapărat directă. Sectorul sud-vestic, în care avem steaua lui nouă, devine cel mai puternic sector din punct de vedere financiar. Și din pricina asta, sectorul sud-vestic trebuie să fie păstrat curat, luminat folosit să nu lăsăm niciodată în casele noastre în 2024 sectorul sud-vestic să se transforme într-un sector plin de exces de yin, el trebuie să fie un sector cât se poate de yang, adică un sector în care să existe activitate, să existe mișcare, să existe lumină, să existe uh, circulația ciului a aerului, a ciului benefic, acel shang qi. Dacă sectorul sud-vestic va fi o chestie prăfuită, întunecată, în care nu facem nimic ci să pune praful peste tot, se cheamă că noi manifestăm șarcii, adică acele săgeți otrăvite, acel ci negativ, care ne va afecta foarte urât din punct de vedere al bogăției, prosperității și a banii. Dacă vreți, în sectorul sud-vestic spuneți tablouri cu păsări, very good, foarte bine, e o chestie tradițională, niciun fel de problemă. Important e să vă simțiți bine cu acele remedii pe care le folosiți. Referitor la ce facem cu optul, eu știu că sunt onest întotdeauna cu riscul spar, așa mai tălâmb, dar așa sunt eu până la urmă. cine mă place bine, cine nu, nu e nicio problemă. Nu mă pricep. Da? Eu fac parte din o școală de feng shui, în speță sunt trainer din școala Mastery Academy of Chinese Metaphysics a lui Joe Yap, o școală care nu se ocupă cu astfel de remediere, are alt mod de a vedea feng shui, nu înseamnă că e singurul, nu înseamnă că e unicul, nu înseamnă că e cel mai bun, dar el a fost cel mai bun pentru mine și e în continuare cel mai bun pentru mine. Există, de exemplu, școala marii maestre Lilian Tu, cu care nu am avut plăcerea să studiez, dar am colegi în această țară care au studiat de ani foarte mulți unii dintre ei și știu bine că eu îi stimez și care știu bine ce zice linia Tot despre acele remedii. Și eu întotdeauna recomand, pentru că s-au făcut confuzii la un moment dat, m-am trezit a fi acuzat că eu zic în emisiuni că să nu luați remedii, că remediile sunt de 2 lei și nu știu ce. Eu nu am spus asta niciodată. Am spus întotdeauna chiar la puterile secrete era un platou, parcă și cu Georgia și și, și că și ai remedii. Da, fără probleme. Și am spus, nu e niciun fel de problemă, există școli și școli, la fel cum există și în școala bucătăriei. Există școala bucătăriei moleculare, există școala bucătăriei la rece, există școala bucătăriei fără ulei, există o sumedenie de școli de bucătărie. Înseamnă că una singură e cea mai bună sau că se exclud reciproc? Nu, Doamne ferește, fiecare mănâncă în funcție de cum îi place. Am încercat eu odată să mănânc bucătărie moleculară și am zis că mănânc nisip adunat de pe faleză din Costinești. Deci nu se poate așa ceva. La mine n-a funcționat asta cu moleculara, domnule. Eu prefer tot bucătăria un pic mai tradițională, ca să zic așa. Dar am o prietenă bună, de exemplu, care este nebunită după bucătărie moleculară și știe în București peste tot pe unde găsești molecule de astea fierte. E, și atunci se duce să mănânce din alea. La fel și în feng shui. Există tipare și școli de gândire. Da? Școala lui Linia o școală extraordinară, extrem de validă, avem reprezentanța ei de seamă în România. Școala lui Joe Yap este o școală foarte bună, extrem de valorificată, avem reprezentanța ei în România. Recunosc că am fost primul și nu e vorba de laudă, Crescă... e vorba de constatare. Am fost primul care s-a dus în școala lui Joe Iap și mulțumesc și chiar acum două zile am vorbit cu Joe Iap și pot să probez asta prin mesaje dacă mai se năzare volumea să zică că nu e așa. Uh, și chiar el îmi spunea, wow, nu pot să cred. Acum mulți ani erai primul și singurul și acum avem zeci și sute de români care vin și studiază și am o grămadă de români care s-au dus și au făcut acolo școala și mai departe. Gursanții mei au profitat și de reducerile mele de instructor pe acolo în școală, ceea ce e foarte bine. Școala lui Joseph Hugh, o școală extraordinar de bună, foarte validă, avem reprezentanța ei în țară. Școala marului maestru Raymond Law, o școală extrem de bună, foarte validă, avem reprezentanți de mare seamă la noi în țară. Și să mă iertați dacă am ratat vreunul din maestrii mari reprezentați la noi în țară, dar toate aceste școli sunt valide, bune și reprezentate la noi în țară. Toată cheia este ca fiecare persoană să-și găsească rezonanța și să știe ce și cum îi place. De asta, dacă vrei să fii, de exemplu, client de funcției, Tine să te interesești, să vezi cu cine rezonezi, ce fel de școală ai vrea, pentru că toate sunt bune și toate dau rezultate. Dacă n-ar fi dat rezultate, s-ar fi dus dracu. Doar că eu, nepricepându-mă la asta cu optul, nu pot să dau un răspuns și okay. uh, să uh, care pot să răspund. Așa, mai am o întrebare, te rog frumos să-ți păstrezi calmul, să nu te superi pe mine, <laughs> dar nu pot să nu te întreb. Eu niciodată nu mă pot suprima Anul acesta avem acea stea 2 de, de boală în sectorul de sud-est, și am discutat puțin înainte de emisiune, deci tot ce înseamnă sud-est, sud-estul României, sud-estul Europei, sud-estul casei, sud-estul tot, uh, probleme de sănătate? Uh, Într-adevăr, stea 2 este o stea a bolilor. Într-adevăr, anul acesta steaua bolilor numărul 2 se află în sud-est. În același timp, intrând în perioada lui 9, steaua 2 devine o stea la timpul ei, da? Știm, steaua perioadei și următoarele două devin la timpul lor, adică în perioada lui 9, 9, 1 și 2. Deci, în primul rând, steaua 2 are o valoare uh, negativă mult mai mică în această perioadă decât a avut în ultimii 20 de ani. Asta înseamnă că în casele noastre, în sud-est, este bine și este recomandat să mitigăm, să anihilăm efectele negative ale stelei 2. Dar de aici până la a spune că tot ce înseamnă sud-est, că știu despre ce vorbești, că sud-estul de Baralei, sud-estul patului, sud-estul țării, toți o să se îmbolnăvească și o să aibă imunitatea scăzută, astea sunt invențiile unor oameni care vor și ei să-ți facă un nume, că mai noi așa, și inventează chestii care sună foarte extraordinar că așa se întâmplă. Păi, dacă ar fi pe principiul ăsta vorba ta, tot sud-estul Europei, inclusiv România, care ce să vezi se află în sud-estul Europei, ar fi o țară bolnavă în anul dragonului și cu imunitatea extrem de scăzută. Să nu uităm că Feng Shui se referă la case și locuințe, nu la altceva. Deci nu se poate și aici toți colegii mei, în toate școlile și în toate formările, credem că dacă ar auzi ce mi-a arătat înainte de emisiune, li s-ar scula părul un cap. Da? Nu există așa ceva. Da, steaua 2 este steaua bolilor, e în sud-estul caselor, firmelor și locurilor cu acoperiș ale voastre. Din câte știu, România nu are acoperiș și nu pot să spui că România, pentru că e în sud-estul Europei, va fi o țară plină de boli, în anul acesta. Este o prostie. Mai o întrebare? Te rog, deja mai pornit, adică o ținem tot așa, e perfect. Uh, și în uh, partea de nord-est apar dragonii? Nu știu ce apare în partea de nord-est, depinde de patologia fiecăruia. Uh, în partea de. <laughs> În partea de nord-est, ca și steluțe zburătoare în anul acesta, avem ceea ce se cheamă steaua 6, care este steaua carierei și care este steaua care ne asigură succes la job, la locul de muncă, este steaua care ne asigură că avem putere de manifestare. Acum, da. Îmi cer scuze că eu am greșit. Deci am spus în partea de nord-vest era partea de sud-vest nord-nord-est. Da, da, am greșit eu. Deci am. în sud-vest apar cine? stă în sud-vest, cine este, cum să spun, zona de sud-vest acasă, să fiți atenți că apar dragonii. Deci eu am greșit. În sud-vest apar dragonii. Da, te am Da, e curios acolo e o zonă ușor de maimuță, să zic așa, mai mult poate apar maimuțele. Da? În sud-vest este steaua aceasta a multiplicării de care vorbeam și mai devreme Și anume steaua nouă Nu știu ce apare în sud-vest, din nou depinde de patologia personală Nu știu, asta poate e o școală de metafizică mai nouă Că apar dragonii și țopăie în sud-vest Tot ce țopăie în sud-vest este cea mai iang și frumoasă energia anului Și anume energia multiplicatoare a stelei nouă pe care recomand să o folosiți, că vă place cu tablouri cu băsări, că vă place cu fântânică, că vă place cu mișcare, indiferent de cum asta. Iar dacă vedeți că e ființe mistice în camera voastră și nu sunteți în transă, asta nu e de la Feng Shui. Deci oamenii ce au cumpărat reprezentarea dragonului pentru acest an, și de la ultima emisiune pe care am făcut-o cu o prietenă comună, am câteva întrebări. Nu știu unde să amplaseze dragonii pentru anul acesta. Eu nu știu, nu cunosc, așa cum am spus, mie îmi place. Ca, știi cum e treaba? Eu sunt un tocelar prin excelență și asta, eu zic, o demonstrează și CV-ul meu educațional. Dar unde nu știu, eu prefer să zic că nu știu, să abere. Cu și în nu știu că... tău, dacă tu primești un dragonaj mâine. Unde Bă, eu am aici pe birou, eu dacă vrei să îmi permiți să-l arăt, no, deci eu am birou. de foarte mult timp, o, bai, și un dragon pe care îl țin pe birou și care e din jad. Aude-l. Oh, ce frumos e. Uite că este chiar verde. E chiar verde? Foarte și, are și, chineză, și are și biluță, și pe are și ochi roșii, nu știu cât se vede, dar. nu are... se aia, dar el e foarte frumos ca obiect, foarte frumos. Da, este un dragon mare și foarte greu. Hai așa nu... să-l pun la loc. Și toată lumea mă întreabă: Domne, ce face în feng shui dragonul ăsta mare și frumos de jad pe care îl ai tu pe biroul tău? Și răspunsul meu îi uimește. Pentru că eu mereu le zic, habar n-am. Dar îmi place de nebunesc. Știi? Și de aia îmi place să-l am de fiecare dată pe birou. Da? Deci nu știu. Chiar nu știu și nu vreau să mă erijez în a da vreun răspuns prost, pentru că nu face parte din școala mea. Da? Nici nu știu sincer dacă face parte din altă școală. Chestia asta. Dar întrebați, adică avem colegi din mai multe școli care sunt de excepție și pe care, repet, eu îi admir. Unii au senzația că eu nu îi admir, unii mai vor ei să manifeste cât de prost sunt eu și cât de rău sunt eu. E libertatea și karma lor. Eu vreau doar să știe nu doar că îi admir și că îi iubesc, ci chiar îi consider buni și extrem de pregătiți. Și eu cred că o prietenie și împăcare ar duce spre colaborare și succes și spre dezvoltarea artei astea minunate în țara asta. Dar de ce o tot zic și o tot reiterez și bata pampiuă? Pentru că în perioada lui Noa, așa cum s-a văzut din ritualul ăsta pe care vi am dat la început, cheia succesului este uh, armonia, împăcarea și a spune lucrurilor verde în față. Da? Asta e toată treaba. E și... loc suflare pentru toată lumea. E și atunci este atunci pentru în... că sunteți câțiva. Eu pot să confirm că îi pot număra pe degete. Și mi-ajung suficient degetele de la... Uh, știi de, de ce? ce? O, mână, o mână ar fi cel mai corect uh, pentru cei care chiar stăpânesc acest lucru și este păcat. Și eu iubesc, sunt prieteni comuni. Eu n-am nicio problemă, eu pot fără probleme să dau numele tuturor acestor oameni de mare valoare, în fără și după părerea mea, Repet, nu înseamnă că toți mă plac, dar eu îi consider oameni de mare valoare. Și care știu cât au studiat, și cât au sacrificat, și câți bani au dat, și cât au trebuit să se plimbe colo colo, și să învețe și să poate cer. <aștută> uh, -a ca în poezie, știi cum zicea la un moment dat, uh, Cioran mie îmi place foarte mult Cioran. S-ar uh, putea să fie ca să râdeți că e singurul filozof român, pe care l-am citit. Dar, nevertheless, îmi place foarte mult. Și Cioran zice la un moment dat, bă, cât de inept ar fi, el are niște mini-catrene. Dacă citești Cioran, o să vezi că textul lung la el nu prea există. Sunt niște mini-catrene. Și spune așa, cât de inept ar fi doi poeți să se certe pe valoarea propriilor poezii. Căci poezia este diferită, dar ritmul, rima, sensul și orientarea versului este doar în inima cititorului ceea ce a făcut poetul a fost doar să exprime negru pe alb ce a știut să exprime. Nimic mai mult. La fel și în feng shui. Cum dracu doi practicanți feng shui să se certe între ei? Că sunt școli diferite. Voi, Băi... știi, e nașpa. Mai ales că sunt buni. Ai, că dacă erau proști, mai zicea. Da, mă rog, trec trecând peste, nu știu unde să vă puneți dragonii, eu unul, așa cum ați văzut, mi-am pus dragonașul meu drag și frumos acolo unde mi-arată mie intuitiv că stă bine și stă foarte bine pe biroul meu. Așa-l simt eu. Așa că întrebați colegii mei care sunt foarte, foarte bine pregătiți. Uite, eu am reținut de la tine un lucru pe care să știi că îl țin ca literă de lege, pentru că eu cochetez un pic cu zona asta de, de Feng shui. pentru mine. Atât. Să nu uiți că tu ești cu... cu diploma și acreditată, Mastery Academy of Chinese Metaphysics din Academia lui Joe Ya. puțină lume știe asta, noi am mai făcut publică chestia asta și îți ții cu mândrie diploma în ramă la tine în casă, pentru că este o diplomă de la Academia, așa că nu fi modestă, că știi foarte bine. Mulțumesc tare mult, ar trebui să știu mă să fiu eu convinsă în sufletul meu că sunt stăpânesc foarte bine această zonă ca să pot să dau mai departe. Ori e distanța de la mine până la tine e de la cer la pământ, așa că eu îmi cunosc. Bine, păi dacă acum suntem online și scartiere diferite, ăsta e singurul motiv. În rest nici nu se pune problemă. Da. <laughs> uh, uite, mi luat uh, a, asta, voiam să spun. Am, uh, am rămas și țin asta ca litere de lege să nu țin în casă un obiect cât ar fi el de, de recomandat în anul respectiv, dacă mie nu-mi place. Este o lege foarte bună da. și este un principiu pe care îl cunosc și eu. Ideea e simplă. Mă rog, sunt multe idei, dar ideea asta e simplă. Dacă ceva nu-ți place în aranjamentul, în designul casei tale, în. Fongșuiul casei tale nu e bine să-l folosești pentru că nu ți va aduce beneficii. Punct. Dacă angajați un consultant de feng shui și uh, vă recomandă plasarea unui obiect sau modificări în casă și cu ceva nu sunteți de acord sau nu vă place, puteți să-l rugați să vină cu o altă soluție alternativă. Da? La fel cum nu este recomandat să țineți uh, obiecte sparte, rupte. Dacă le puteți lipi cumva, că uite și eu, de exemplu, în atașamentele materiei pe care toți le avem, am un obiect, o statuetă foarte frumoasă din rășină, din asta simplă, banală, cu o fată care cântă la chitar. Asta e o pasiune de mea și am primit-o de la o doamnă foarte dragă mie. Și într-o bună zi, dintr-o eroare se mai întâmplă, acel obiect a căzut pe jos, fiind raftul cel mai înalt al bibliotecii, evident fiind rășină s-a rupt în trei bucăți, am crezut că mi se frânge ceva în mine când am văzut asta, dar am zis, ok, înainte să-l arunc, hai să încerc să-l lipesc. Și am luat frumos un lipit și mai puternic, mai l-am lipit de nici nu se vede. Dacă poți să-l lipești și nici nu se vadă că s-a rupt, poți să-l ții în continuare. Dar nu-mi ții obiecte ciobite, nu-mi ții obiecte care intră în casă și te uiți și faci... eu. Da? Deci nu trebuie să te sperii sau să nu-ți placă de ea. Ăsta e, în primul rând, primul, primul, primul și cel mai important principiu. Să-mi spui, te rog frumos, Rizvan, în perioada următoare, dacă ai cursuri, ce activități ai? Și aici o să-mi permit să le arăt diploma pe care o am de ceva ani de zile, așa, și să spun că a fost o mare bucurie și să le recomand tuturor acelora care doresc să se învețe, care doresc nu neapărat să practice, vor să știe pentru ei, vor să-și lărgească universul lor cultural, pentru că aș îndrăzni să, să introduc cursurile pe care tu le faci în zona asta. Că, este, sunt cursuri de cultură, foarte. Până ajung în patrimoniul UNESCO trebuie să mai îmbătrânesc un pic, dar uh, ideea e în felul următor. Eu nu țin cursuri propriu-zise, decât rar. Ceea ce țin eu uh, sunt niște evenimente experiențiale. Eu le numesc fie workshop-uri, fie ateliere, fie masterclass-uri. Prin care îmi doresc ca oamenii să aibă acces la anumite bucăți de cunoaștere pe care eu le știu. Și la fel ca și tine, sunt adeptul că dacă nu trec niște ani buni în care eu să pot să-mi fundamentez cunoașterea. Nu pot să predau. Deci, dacă eu predau ceva, înseamnă că cel puțin 10 ani de zile am studiat ceva, ăla, l-am testat, m-a frustrat, m-a enervat suficient de tare încât să uh, dau cu capul de pereți și să ajung să studiez și mai profund. Și abia atunci când am ajuns eu la niște convingeri, ajung să îl predau. Și în fiecare an, de obicei, cursurile se îndreaptă în două direcții mari. Una este direcția evident ocultă, ezoterică, având în vedere pasiunile mele pentru șamanism și pentru bioenergetică și cristale și magie. Asta e o direcție care și ea e destul de vastă, și o direcție care e mai astrologică, și anume cursurile și evenimentele care au de a face cu uh, paț, uh, feng shui, Dungia, astrologie, astrologie de toate felurile uh, și așa mai departe. Și în aceste două linii eu ofer uh, ce știu eu pentru cine vrea, adică nu e niciun fel de obligație. Și evident mai sunt și cursuri mari, iată de anul ăsta încep formarea, încă nici nu e afișat acolo în astrologie chineză, avem formarea în feng shui și le încep de anul acesta pentru cei care sunt doritori. În rest, diverse, absolut diverse. Da. Aș vrea să vorbim, Rizvan, și despre carte și să te întreb următoarea carte? Următoarea carte urmează să apară în foarte scurt timp, din păcate pentru că nu am încă acceptul editurii evident și nici eu nu cred că aș fi făcut public titlu, Pot să spun că în realitate o să apară două cărți. Așa. Una dintre ele are de-a face cu un subiect divinator care pentru mine reprezintă foarte mult și care mi-a salvat literalmente viața odată, și am să povestesc inclusiv în carte cum s-a întâmplat această salvare a vieții. Iar a doua dintre cărți are de a face cu astrologia. Iar tocmai ce a apărut acum de, de sărbător, Ritmul Sacru al vindecării, ultima carte apărută de scrisă de mine și care este o quintesență a părții teoretice a lucrării mele de uh, doctorat în muzică și psihologie, uh, lucrarea de doctorat care, din păcate, s-a uh, întrerupt aceasta datorită decesului coordonatorului meu de doctorat, uh, dar nu am putut să las nefolosită informația de acolo și, deși evident că toată informația statistică și analize, știi cum se face în psihologie, noi avem informații statistice, loturi reprezentative pe care le testăm, noi, nu știu ce, alea nu sunt utile, dar din partea teoretică o chintesență foarte interesantă cu multă picanterie ezoterică și cu multe tehnici aplicative de folosire a muzicii, inclusiv cu un playlist uh, la sfârșitul cărții, playlist format, dacă nu mă înșel, de vreo 80 de piese muzicale, o mare parte dintre ele reprezentând uh, baza unor studii uh, academice Uh, și nu numai ale mele, ci multe internaționale. Uh, un playlist care vă dă posibilitatea să ascultați muzică uh, care face ceva. O muzică care vă schimbă frecvența cerebrală într-un mod specific, astfel încât să manifestați anumite lucruri. Așa încât nu trebuie să fii nici muzicant, nici cântăreț și nici pasionat de muzică ca să citești rit ritmul sacru al vindecării. Și dacă, în general, îți place să asculți muzică, de aici poți să afli, de fapt, ce se întâmplă cu tine când asculți, cum poți să folosești muzica ca să transformi realitatea, ca să te transformi pe tine, ca să devii mai bun, ca să devii mai, mai puternic. Și asta e o carte pe care am spus o să zic așa, de suflet. Și am încercat să o picantizez, așa cum am zis, și cu partea ezoterică. Adică, în cartea asta o să vă învăț cum să vă purificați folosind muzica. În cartea asta o să învățați, de exemplu, cum uh, vorba pe care noi o rostim, sunetul pe care noi îl uh, construim atunci când vorbim nu este altceva decât muzica sferelor și de asta o să învățați în cartea asta cum logosul fundamental divin și planetar este exprimat în vorbirea noastră și cum folosim vorbirea și sonoritatea ei pentru a ajuta în vindecare da? și o grămadă de multe, multe, multe alte lucrușoare. E scrisă cu tot sufletul meu. Și sper să placă oamenilor. Până acum am primit un feedback pozitiv. Simt multă emoție când vorbești despre muzică, și știu că este una dintre. Probabil că încet, încet. Prietenii mei știu, de exemplu, cum dăm banii mei proprii și personali. Am cheltuit aproape tot, sacrificând multe lucruri din viața mea, ca să pot să cercetez efectele muzicii și ale sunetului în general. Asupra uh, ființei vii, asupra sănătății, asupra vitalității, asupra tot ceea ce se întâmplă. Uh, la un moment dat, când conducătoarea mea de doctorat uh, a plecat uh, într-o lume mai bună, uh, dincolo de ră... faptul că am fost destul de răpus de această durere, era această durere de, măi, eu ce mă fac, știi, că profesor universitari, doctor de psihologie, care să știe și muzicologie, nu prea mai sunt, era singura din țară. Și un alt bun domn profesor pe care îl iubesc, profesorul Mânzat, îmi spunea, zice, au dragă, dar calmează-te. A murit, asta este, tu scrie lucrarea asta de doctorat ca să mai apară vreun titlu de doctor, dar tău să o scrie pentru oameni. Și am zis, păi eu scriam pentru oameni. Și eu foarte bine, că scrii pentru oameni, taie în aibă statisticile alea, pune teoria și scoate-o pentru oameni. Și atunci mi-a trecut durerea asta, știi, că până la urmă, și dacă nu-i doctorat și e doar o carte, care e problema? Doar că am investit mult, deci partea de muzică și de sunet pentru mine este enorm, înseamnă enorm și știu enorm peste, pentru această temă. Deci există sunete și combinații de sunete care te pot influența în moduri în care nici măcar nu-ți poți imagina. Știi? E, iar eu am avut răbdarea, care de multe ori s-a soldat cu frustrare majoră și cu nervi, de a cerceta, de a freca la cap diversi oameni. Am avut tupeu necesar uh, să contactez unii dintre cei mai mari specialiști în muzică, și nu mă refer doar din țara noastră, Uh, am luat top 3 chitariști, top 3 bluesmen, top 3 uh, countrymen, top 3 uh, ce vrei tu, da? și am contactat în modul meu destul de persuasiv, și mulți dintre ei au răspuns pozitiv, și am primit și părerile lor, și mi-am confirmat o grămadă de lucruri. A fost pentru mine o plăcere uh, să primesc confirmare ale anumitor lucruri de la fata lui B.B. King, care a fost până la urmă regele bluzului, un monstru sacru, de la Steve Vai însuși, regele rockului, de la Joe Bonamassa, regele actual al bluzului, de la mulți, 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 care au fost extrem de încântați de, de ceea ce am studiat și ei mi-au confirmat lucruri și eu le-am confirmat lucruri. Acum câți mai sunt pasionați și nebun după sunet și muzică ca mine, asta chiar nu contează. Important e că în această cărticică eu am scris ce poate să folosească omul normal, nu nebun ca mine, din muzică și sunet, ca să-și facă viața mai bună. Pur și simplu. Există sunete și în playlist-ul o să vezi melodii, pe care dacă le asculți, îți crește carisma și atractivitate. Pentru că sunetul e frecvență, acea frecvență interacționează cu tine, amplificându-ți chestia asta. Există sunete și melodii care îți amplifică starea de relaxare și așa mai departe. O să vedeți, sunt foarte, foarte multe chestii drăguțe, iar ăsta e un subiect pe care nu e bine că mai pornit, că nu mai tace gura. Așa că tac! Păi cred că va fi subiectul unei emisiuni viitoare, pentru că este foarte interesant. Mult drag, oricând, oricând. Un extrem de benefic pentru fiecare. Eu folosesc meloterapia și funcționează foarte bine pe mine și vreau să spun că și într-o perioadă mai critică, în perioada în care eram în spital la cu doi ani cu Maria, cu... eram amândouă cu COVID, a fost așa, bă, cum să spun, probabil că ne-a făcut să trecem cel mai ușor faptul că am putut asculta muzică, un anume gen de muzică. Da, sunt okay. foarte multe lucruri și sunt studii, de exemplu, care au demonstrat că anumite virusuri, și nu spun ce, că nu știu dacă avem voie, își dizolvă capsida, adică îmbrăcămintea lor virală, în contact cu anumite frecvențe de o anumită tipologie. Și există, de exemplu, melodii uhum. care folosesc în mod preponderent acele frecvențe. De exemplu, puțină lume știe că o artistă islandeză, de care sunt convins că tu știi, și pe care o cheamă Bjork, uhum. și care am avut plăcerea să mă cunosc anul trecut, deja zic anul trecut, știi? Nu de mult timp, dar anul trecut am okay. cunoscut-o în, în turneul ei în Madrid și am avut ocazia să vorbim despre ce înseamnă terapie până muzică. Ea folosește foarte multe tipologii de sunete, acorduri și armonii care efectiv au capacitatea vibrațională de a dizolva capsida virală. Uhum. Și la un moment dat, pentru că cercetasem și eu și m-am după studiile lui Knepner uh, Despre vibrație și capsidă virală Am întrebat-o dacă ea răcește, dacă face gripă și dacă cei care sunt în preajma ei răcesc Și s au uitat așa, e o ființă foarte simpatică, dar poate părea ciudată, știi, la, la o primă vedere Și a spus, dacă stau să mă gândesc, n-am răcit niciodată, știi? Și în mintea mea m-am gândit, păi nu îmi dă mirare, având în vedere că folosești acorduri diminuate de nu știu ce clasă și așa mai departe. Deci sunt tot felul de sunete care produc efecte asupra organismului nostru. Gândește-te doar că noi folosim sunetele în medicină. Avem litotriția, bombardarea cu ultrasunete a calculilor renali eliminarea lor mult mai ușoară decât să te operezi, nu? Da, cu sunete. A sunetele. Gândește-te că fără sunet, noi nu am avea o procedură pe care cred că mulți dintre telespectatorii noștri au trecut, și eu și tu probabil, se cheamă ecografie. Uh -huh. Cine nu și-a făcut o ecografie? La abdomen, la tiroidă, la ceva, știi? Ecografia e un sunet. Un sunet care vine și se reflectă și este captat de un... Receptor care se cheamă sonda ecografică și se transformă într-o imagine. Da? Fără sunet nu am avea, de exemplu, știu eu, posibilitatea știi, de a sparge, există sunete care pot sparge materie. Toată lumea știe acea, acel desen animat, de care de fapt nu era un desen animat, cu cântăreața de operă care ține un pahar dacă nu mă înșel, Cecilia Bartoli a reușit să facă asta, ținând un pahar, mergând pe un sunet înalt și a crăpat uh, pahar. Nu garantez că e Cecilia Bartoli, dar posibil să fi fost chiar ea. Și sunetul, dacă reușește să spargă un pahar, dacă reușește să spargă o piatră la, la Rinichi, oare nu credeți că poate să facă și alte lucruri? Da, da. Asta și e știu din uh, ortodoxia noastră, din uh, ritualurile de, de bisericilor, uh, trasul clopotelor, atunci când erau probleme, alungă boala, alungă spiritele, alungă duhurile necurate. Și la noi ar fi trebuit să se facă chestia asta și știu că s-a făcut în pandemie în anumite localități, dar din păcate în București cred că nu s-a făcut, că noi n-am auzit așa. Deci în perioadele de, 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 de boli, de uh, pandemii, de epidemii, că la vremea ne vorbeam de epidemii, mai puțin de pandemii, uh, se trăgeau clopotele. Uh -huh. Pentru că au această capacitate de a distruge virusii. Foarte Eu interesant. Uităm, foarte apropo interesant. de sune de cuvânt. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dacă citim Biblia, dacă citim Coranul, la început a fost cuvântul lui Allah. Dacă citim Zoharul, la început au fost literele mamă, literele soră, nu știu ce cuvânt. În toate tradițiile pe care le-am citit, o să observăm că la început, prima formă de reprezentare și de manifestare a Spiritului a fost logoică. Adică a fost un logos, a fost un cuvânt, a fost o vorbă pe care... Dumnezeu, Allah, Creatorul, cine vrei tu să-i sau cum vrei tu să-i spui, a emis un univers și acel sunet a fost creator. Deci, măi, în toate scripturile noi știm, dă în pagina întâi paragraful 1, că sunetul creează. Pe dacă asta... Scrie în Biblie Înseamnă că n-are să nu fie așa Și eu am vrut să cercetez Cum de e așa și mă bucur că clar Nu am fost primul, adică am fost primul poate în România, dar internațional Sunt foarte mulți cercetători Care au lucrat Asupra chestii astea de mult Că e sunetul tobei șamanice Că e sunetul bolurilor tibetane De exemplu, eu am folosit boluri tibetane pentru tot felul de meditații. Am pus inclusiv pe, pe canalul meu de YouTube meditații cu boluri tibetane care bătute în anumite feluri, învârtite și frecate în anumite feluri, creează anumite frecvențe care au diverse capacități. De exemplu, de a te curăța și de a te purifica energetic. Știi? Sunt multe, multe. Dacă vrei, o facem o emisiune și vorbim doar despre cu mare drag. Prin da, vreau să-mi spui în încheiere două cuvinte care să definească acest an în care tocmai intrăm mâine. Oh, poate să fii mai mult de două? <laughs> Bineînțeles. mă limitez la două cuvinte, având în vedere că sunt un logoreic, câteva cuvinte care să definească acest an acest an este un an foarte special pentru că se suprapune cu schimbarea de perioadă. Și, din pricina asta, primul cuvânt care l-ar defini ar fi schimbarea. Este un an în care, în majoritatea colțurilor lumii, va apărea schimbarea. Iar această schimbare, în primul rând, se va oglindi în schimbarea politică, în schimbarea geopolitică, economică și socială. Mobilul schimbării suntem noi oameni. Noi suntem cei care vectorizează schimbarea asta într-un fel. Și din pricina asta fiecare dintre noi suntem responsabili de ceea ce urmează să se întâmple. Mai avem până în perioada uh, șarpelui și a până până august încolo, iulie-august, să generăm vibrație și energie potrivită pentru a manifesta schimbările benefice și pentru țara noastră și pentru întreaga umanitate de anul acesta. Tot ceea ce gândim, tot ceea ce generăm până în iulie-august este capabil să influențeze rezultatele tuturor schimbărilor politice, geopolitice și sociale care vor avea loc anul ăsta în toată lumea. Dar implicit este un an al schimbării. A doua, al doilea cuvânt de ordine al anului ăstuia este educație. Cheia fundamentală a evoluției și succesului pentru fiecare țară care vrea să fie bine în anul dragonului de lemn este să susțină educația. Asta sigur că noi nu prea putem controla, că fiecare guvern face ce și cum îl duce capul, și unii dintre noi, eu cel puțin, nu se pricep la politică și mai bine alege să tacă. Dar, educația asta se poate promova la nivel de individ și știi că am vorbit de asta și data trecută când ne-am văzut. Faceți în așa fel încât anul acesta educația voastră să fie o prioritate. Și o să ziceți, băi, bă, eu am terminat liceu, școală, facultate, master, doctorat, ce să mă mai învăț? Educă-te pentru propria ta dezvoltare, nu orice educație. Dacă pentru propria ta dezvoltare, de exemplu, e util să înveți limba japoneză, apucă-te să înveți limba japoneză. Dacă tu pentru propria ta dezvoltare e util să înveți Reiki sau să înveți Feng Shui sau să înveți știu eu, astrologie, du-te, caută-ți instructorul potrivit și învață Reiki, Feng Shui, astrologie sau ce vrei tu. Investește timp, bani, resurse în propria ta educație. Cu cât creșteți mai mult ca și cunoaștere în anul ăsta, cu atât vă veți manifesta o perioadă de 20 de ani în față mult mai bună. Al treilea cuvânt de ordine pentru anul Dragonului de lemn, în special în România, este calmul și pacea sunt necesare pentru a scăpa de probleme. Mulți dintre noi, în special cei născuți în zodia câinelui, în zodia maimuței, în zodia iepurelui, în zodia dragonului, în zodia calului, vor avea mici provocări. Mici provocări, mai mici, mai mari, mă rog. E, în fața acestor provocări, reacția fundamentală e bine să fie calmul și timpul de gândire. Nu faceți prostia să luați vreo decizie în stări de nervi, de hiperexcitare și hiperfericire, nici atunci nu e bine să iei decizia. Da? Ce așteptați? Calmați-vă, luați-vă timpul necesar pentru a vă liniști și luați întotdeauna o decizie de pe poziția a treia, adică dintr-o poziție detașată, relaxată, liniștită, în care să nu vă se interpună emoțiile uh, paravan în calea deciziei. Altfel, e posibil să aveți de suferit. Al patrulea sau cât o fi cuvânt de ordine pentru anul ăsta uh, este. Ocultismul, spiritualitatea. Am intrat în perioada lui Nouă. Dragilor, printre altele, perioada lui Nouă este perioada spiritului și a metafizicii. Este trigrama Li în, în Pacua. Este focul spiritual și vom vedea în următorii 20 de ani, începând cu anul acesta, o dezvoltare marcantă a tot ceea ce înseamnă științe oculte, metafizice, esoterice, dar, aici ai Buba, în același timp vom vedea și o poziție fantastică apărând în calea acestor uh, științe. Vom vedea, așa zis, și oameni de știință care vor zice, ok, astea sunt iraționale, nu ne trebuie, dați-le la o parte. Dar asta nu trebuie să ne descurajeze pe niciunul dintre noi, cei care ne ocupăm de chestia asta. Că suntem bionergoterapeuți, șamani, reichiști, fengșuiști, maestri de știu eu ce, nu trebuie să ne descurajeze. Pentru că asta arată doar că științele astea se dezvoltă și credeți în următorii 20 de ani se vor dezvolta. Așa încât anul ăsta e bine uh, să învățați ceva nou și în planul spiritual. Și hai, încă unul să fie cinci, încă unul în ordine care mie mi se pare foarte important. Este uh, chiar extrem de important. Este învățarea filtrării oamenilor care sunt în jurul nostru. Dragonul este împăratul, ca și imagine în metafizica chineză. Împăratul nu-și pierde timpul uh, cu oricine. Da? Sau cum spunea Fred în. Uh, Wolf, cred, lupii nu își pierd somnul datorită părerii oilor. Știu că sună ciudat, dar cam așa e treaba. Ideea e că în anul ăsta e posibil, în special dacă sunteți născuți, în zodia cocoșului, în zodia mistrețului, în zodia uh, tigrului, în zodia uh, iepurelui, să vă pese mai mult decât e cazul de ce cred alții despre. Da? Atâta timp cât vă pasă prea mult despre ce cred alții despre, nu faceți decât să pierdeți energie și să ieșiți în pierdere. Fiecare crede ce vrea. Da? Așa încât, anul acesta, învățați detașarea, anul acesta, învățați să vă folosiți uh, toate resursele pentru a vă dezvolta voi pe voi, pentru că niciodată nu ai cum să satisfaci părerea tuturor întotdeauna n-ai cum să depășești dualitatea yin yang atâta timp cât suntem pe pământ. Vor exista și păreri așa și păreri pe dincolo și absolut normal să fie așa. Să vă îngrijorați dacă nu mai păreri într-un fel. Atunci să vă îngrijorați. Nu dacă sunt păreri împărțite. Când vedeți unanimitate pe o chestie la nivel mare, toată lumea te pupă în fund, atunci acolo în spate e altceva. Frică, știu eu, altceva. Nu respect. Poate să fie și alte păreri. Da? Anul ăsta aduce multe binecuvântări. Anul ăsta e un an de schimbare fantastică, dacă știm să alegem bine. Întâmplător, între ghilimele că nu e întâmplător, fix în anul ăsta în care se schimbă perioada și intrăm în perioada, am intrat în perioada lui nouă. Se schimbă anul chinezesc și am intrat în anul dragonului de lemn se schimbă după 20 de ani poziția lui Pluto care iese în Capricorn și intră în vărsător. Și culmează stă 20 de ani fix până în ziua în care se termină perioada lui nou, atunci iese și Pluto din vărsător. Da? Avem tot felul de tranzite planetare absolut extraordinare. Deci avem o perioadă fantastică. Asta este perioada care ne aduce extrem de multe binecuvântări dacă știm să alegem bine. Și întâmplător sau nu, sunt alegeri în vreo 40 de state, la nivel mondial anul acesta. Deci iată cumva că Universul a conspirat între ghilimele, astfel încât să suprapună toate aceste schimbări cosmice peste schimbările geopolitice și sociale pe care majoritatea țărilor mari le au. Așa încât alegeți. Alegeți, alegeți, alegeți și alegeți corect cât se poate se pare că de data asta nimic nu este ocultat, toate lucrurile sunt la vedere, nu trebuie asta crezi să, tu. să. Nu, vorbesc așa de uh, uh, ceea ce trebuie să facem noi. Până la urmă, totul ne este așa, arătat pe tavă. De, pentru că astea nu sunt doar niște întâmplări, doar niște sincronicități, sunt lucruri care ne. cum să spun, Care ți-arată, care. Uh, pe care ar trebui să le privim cu multă seriozitate și ar trebui, într-adevăr, să, să ne comportăm de așa manieră și să ne schimbăm astfel încât, așa cum ai spus, să facem din anul acesta un an foarte bun și nu numai din el, el să fie doar un început al acestei perioade, Acum, hai să, pot să fiu și catastrofic un pic, că mi-am adus da, să și catastrofic, sigur. am o prietenă, o drăguță astrologă, Sanda Ionescu, că tot ce vorbeam de ea, și ea spunea la un moment dat o chestie, cred că așa a pus și pe Facebook, zicea, dom'le, anul ăsta, de anul ăsta se cerne pleaba. Uh, și toți cei care sunt fake spirituals, știi, falsi spirituali, de ăștia care nu fac decât să uh, înșele, să ia banii oamenilor așa, ăștia se vor cerne și vor dispărea. Și știi că vorbeam noi de cei care copiază, cei care am și eu pe unul care noneconosit mm -hmm. un seminar cu ceva, a doua zi apare a inventat, nu știu ce tehnică pe care eu am predat-o cu niște zile să. înainte. Se întâmplă. Nu trebuie să puneți la suflet, asta e cheia de care vă ziceam înainte. Băi, o să vă enerveze lumea, o să vedeți că oameni care vă fură, vă copiază, vă plagiază, vă nu trebuie să vă lăsați enervați. Odată cu intrarea lui Pluton vărsător, lucrurile astea se vor cerne urât pentru ei, credeți-mă, și repede. Adică nu mai merge cu vrăjala pe românește. Chestiile astea se vor cerne și veți vedea că până când ajungem în anul 2044, lucrurile vor fi extrem de uh, cernute și destul de rarefiate, inclusiv în domeniul ăsta da, este o perioadă în care trebuie să ai uh, multă răbdare, pentru că eu, ce să zic, mai cum să nu te enervezi. Că ești tot... cum să nu te enervezi, întotdeauna ai posibilitatea să te retragi într-o peșteră. Da. Da? Dar și acolo te poate enerva când mai e mai rece, când mai plouă, când vine o râmă. Știi? Nervii sunt o parte din reactivitatea noastră și de fiecare dată când ne enervăm, trucul este să ne întrebăm unde simțim acei nervi. Unul simte nervul în inimă, altul simte în gât, altul simte în cap, altul simte în ficat. Și, după ce s-a atenuat starea, vă rog frumos să vă cereți iertare de la acea zonă a corpului vostru pentru că ați bombardat-o cu acea energie. Altfel, în timp, că te enervezi azi, te mai enervezi peste 3 zile, te mai enervezi peste 3 luni energia respectivă, dacă nu este în halul ăsta mitigată prin iertare, se acumulează și apare ceea ce se cheamă boala psihosomatică. Apare supratizarea okay. și după aia nu știi, da, de ce am făcut ulcer, dar de ce am făcut pietre, dar de ce am făcut nu știu ce pisici, da? Pentru că ai uitat acolo o energie. E ca atunci când uiți care pe foc și să arde. La fel așa, dacă uităm nervii și energia nervilor în anumite zone ale corpului, asta se va îmbolnăvi. Nu-i rău să ai nervi, e uman. Mie dacă îmi vine unul care ce nu mă enervezi niciodată, milte. Da? Punct. Nu-i nicio problemă, te enervezi, e uman. Important e ce faci după aia cu nervii aia. Te ocupi de ei și de consecințele lor asupra corpului? Asta e toată șmecheria. Așa e și pentru că astăzi e, suntem cu o zi înainte de, de, de sărbătoarea... Ana din nou Nu uitați să faceți curățarea exact așa cum v-am învățat. Cei care doresc să ia legătura cu tine 0758020536, vă înscrieți la, la, seminarii, la cursuri, la tot ce, ce conferințe și ce face Rizvan. Eu îți mulțumesc tare, tare, tare mult. Îți doresc să ai un an minunat. În primul rând să ai un an inspirat, pentru că dacă vei avea inspirație, vom avea și noi beneficitatea de a citi, de a veni la cursurile tale, de a învăța de la tine, pentru că e adevărat, ești un pic mai studios decât ceilalți. Dar asta, cum să spun, așa te-a creat pe tine, Dumnezeu. Și nu o faci pentru că trebuie, o faci pentru că îți place. Și atunci când nu faci ceva din plăcere, se și vede. Eu vă mulțumesc, urez la toată lumea Sinei în adică un an nou fericit și binecuvântat. Uh, faceți cât și ce simțiți voi, niciodată nu faceți ceva pentru că vă zic eu sau altul. Întotdeauna treceți prin filtrul propriei voastre gândiri, rațiuni și intuiții. Dacă ceva rezonează cu voi, aplicați, dacă ceva nu rezonează cu voi, mulțumiți Universului pentru informație și lăsați-o să treacă dincolo. Da? A face fără a cerceta sau fără a simți sau fără a rezona e prostie. A face atunci când simți este binecuvântare. Așa cum a fost, să mai petrec încă o oră și ceva cu tine, pentru că îmi place de fiecare dată. Hai că parcă înainte vezi, oamenii știu. Nu mă mai chem mai, domnea, acum mă mai chem din când în când și mai vorbim și noi. Știi? Da. <laughs> Aș că vă mulțumesc, îți mulțumesc și le doresc tuturor să aibă un an și o perioadă nouă de 20 de ani binecuvântată în care totul să fie din ce, în ce mai bine, din toate punctele de vedere. Îți mulțumesc tare mult, dumneavoastră vă mulțumesc că a stat alături de noi și ca de fiecare dată vă doresc fericire, suflet și putere în trup să treceți cu bine peste această săptămână, să treceți cu bine peste sărbători, să vă aducă tot ceea ce vă doriți dumneavoastră și înainte să închideți să-l las pe Lizman, că vreau să spun ceva. Da? Da, păi vrei să spun ceva și eu... A, da, eu vreau să fac o mică binecuvântare, dar n-are nimic, ai făcut totul și ai făcut-o foarte bine și eu te m-am alăturat ție în intenție, așa încât, cu siguranță, că tot ceea ce ai urat și tu devine realitate. Doamne ajută! O seară minunată! Să fie! În cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.